Organele unei femei în vârstă de 56 de ani aflate în moartă clinică au fost prelevate astăzi la Arad. Este vorba de o pacientă de sex feminin de 59 de ani care a suferit un anevrism de aortă. În timpul spitalizării foarte scurte de câteva ore a făcut un stop cardiorespirator, după care a intrat în moarte clinică. Bineînțeles, s-au făcut toate probele conform legislației internaționale și naționale. Bolnavă care a fost corespunde foarte bine pentru recoltare de organe și de la familia ei am obținut consimțământul pentru prelevarea organelor necesare la ora actuală. Care sunt? Adică, practic... Este vorba de rinichi, ficat, piele, ochi, cornee de fapt. Pentru a realiza intervenția la Arad s-au deplasat echipe de medici specialiști în prelevarea de organe din Cluj, Timișoara și București. Și Spitalul Clinic Județean Arad a intrat în programul de prelevare de organe pentru donare de organe și transplant și astăzi este prima zi în care am reușit ca să avem primul pacient la care se vor recolta organele respective. Prin această premieră medicală, județul Arad se alătură celorlalte centre medicale din țară care participă la campania națională de prelevări de organe de la pacienții aflați în moarte clinică.